ziua. Dacă cineva nu are un loc, de nou, duzun, aveți și aici niște fotorii. De rog, duzun, dacă vreți, e un loc liber aici. Aș dori să vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru faptul că ați ieșit din casă pe vremea asta. Merita, sau merită, pentru că avem o ocazie deosebită să lansăm în cadrul institutului nostru două volume extrem de interesante. Este vorba de, ați aflat deja, volumul semnat de domnul ministru Vasile Sturza, pe care îl salutăm cu toată căldura în cadrul institutului nostru, volumul Basarabia și Vestiunile Secret, și documente istorice, și volumul semnat de domnul profesor Bergati, doamna Cristina Bergati și domnul Cornel Popescu, despre Apostol Culea. Am rugat să prezinte volumul istorici apropiați de tematica pe care o dezbatem astăzi. Am în vedere domnul profesor universitar doctor Ioan Scurtu, pe doctor Constantin, domnul profesor Bergati, doamna profesoară Antoaneta Olteanu, domnul doctor Ioan Popa, din partea editurii, și mulțumim foarte mult pentru că au acceptat să colaboreze cu institutul nostru, domnul Câmpeanu Ieș. Și sigur, autorii la sfârșit, domnul Sturza, și din partea editorilor o să vorbească domnul Bergati și sigur alți colegi care au citit acest volum. Pentru început, aș vrea să exprim scuzele domnului director, profesor dr. Radu Ciuceanu, deci are o problemă de familie foarte serioasă, ar fi vrut să participe, chiar să pregătise domnul ministru, vreau să spun că a citit cartea noastră cu foarte mult interes, ar fi vrut să ia cuvântul. Vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat acest volum să fie prezentat în cadrul Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului. M-a rugat să-i transmit și domnului profesor Bergati aceleași mulțumiri pentru faptul că a acceptat ca acest volum să fie aici prezentat și este convins că, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată în cadrul Institutului nostru, va fi o dezbatere interesantă. Eu aș adăuga aici, aș aduce aminte tuturor celor participanți că e un centru de studii ruse și sovietice. În general dezbatem problemele fără emoții. Încercăm să punem pe primul loc dezbaterea științifică. Și așa cum ați manifestat înțelegere de fiecare dată, vă închipui că și acum aveți manifesta aceeași înțelegere. Aș vrea să salut prezența la această manifestare a noastră a domnului Mihai Grivincea, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova la București, a domnului Emir Jacodă, ministru consilier al ambasadei Republicii Moldova. Avem bucuria să salutăm la această dezbatere și doi reprezentanți ai Federației Ruse. Este vorba de domnișoara Ana Gladășeva, dânsă este cercetătoare la Institutul de Slavistică al Academiei Ruse de Științe, și domnul Nicolae Morozov, noul, să zic așa, vechiul și noul corespondent TAS la București. Am mai spus și data trecută, în sfârșit TAS-ul și-a trimis un reprezentant la București, pentru că în realitate noi nu avem niciun corespondent rus la București. Acestea fiind spuse, am să îl rog pe domnul profesor
universitar Dr. Ioan Scurtu să ia cuvântul. Mulțumesc. Eu am primit cartea în urmă cu vreo 10 zile, 2 săptămâni. Am citit-o, aș spune că am studiat-o. O carte masivă de 656 de pagini, apărută în condiții grafice excelente, și aici este meritul editurii, și care, după opinia mea, este una dintre cele mai reușite cărți privind problema Basarabiei și, cu deosebire, contextul internațional în care Basarabia a fost anexată de Uniunea Sovietică și situația care a urmat. Pentru cei care n-au avut posibilitatea să urmărească această carte, vă prezint o listă, care nu este exhaustivă, de arhive cercetate și utilizate în această carte. Arhiva Centrală a Forțelor Interne ale Ministerului Afacerilor Interne de Rusia, Arhiva Centrală a Ministerului Apărării a Federației Ruse, Arhiva Centrală a Serviciului Federal de Securitate, Arhiva Centrală de Partid, Arhiva Centrală de Stat a Armatei Sovietice, Arhiva Centrală de Stat a Economiei, Arhiva de Stat a Federației Ruse, Arhiva de Politică Externă a Federației Ruse, Arhiva de Stat a Flotei Militare Ruse, Federației Ruse, Mapa Specială a lui Iosif Vissarionovici Stalin, Mapa Specială a lui Beria, Mapa Specială a lui Molotov, Arhiva Centrală a Germaniei, de la Potsdam, Arhiva de Stat a Marii Britanii, documente ale Cabinetului, ale Guvernului, deci, Arhiva Centrală de Stat a Republicii Populare Bulgaria, Arhiva Militară a Republicii Democrate Germane, Arhiva Națională a Franței, Arhiva Națională a Statelor Unite, Arhiva Serviciului de Securitate a Germaniei. Și sunt și alte arhive care au fost utilizate. După cunoștința mea, este prima lucrare apărută în România care folosește o bază documentară atât de bogată. Aș mai remarca, discutând aspectul, să spun așa, formal, și ilustrația extrem de bogată, inclusiv cu adnotările lui Stalin pe anumite lucruri. În acest volum, documentele ocupă 557 de pagini și începe primul document, Tratatul de Pace din 1812, pe baza căruia Rusia a ocupat Basarabia. Și se încheie cu scrisoarea domnului Vasile Sturz, autorul cărții, consilier prezidențial, adresată președintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofte. Așa încât o lucrare extrem de vastă și extrem de documentată, în care perioada 1939-1945 ocupă 410 pagini, deci partea cea mai substanțială. Eu vreau să mă refer pe scurt doar la un aspect care de regulă este ocolit, dar care apare foarte clar din această lucrare. Sigur, noi cu toții știm, s-a scris mult după 90, se va mai scrie probabil, despre pactul Molotov-Ribbentrop din 23 august 1939, despre anexa secretă care prevedea interesul
deosebită al Uniunii Sovietice față de Basarabia și dezinteresul Germaniei. Pe baza acestui pact, Uniunea Sovietică a anexat în 1940 Basarabia, dar și nordul Bucovinei, fapt ce a trezit o anumită iritare la Berlin, pentru că se încălca acest document. Dar mai puțin se cunoaște și se pune în valoare poziția celor două mari puteri democratice, Statele Unite și Marea Britanie, în legătură cu Basarabia. Vreau să precizez faptul că atât administrația americană, cât și guvernul Marii Britanii au declarat că nu recunosc nicio modificare teritorială survenită după 1 septembrie 1939 în Europa. Ca urmare, cele două guverne erau legate într-un fel de faptul că Basarabia a fost anexată de Uniunea Sovietică în 1940, deci după 1 septembrie 1939, și firesc ar fi fost să-și țină angajament. Dar, și citesc din unul dintre documentele incluse în volum, în 16 decembrie 1941, ministrul Eden, care a făcut o vizită de 10 zile în Uniunea Sovietică, 15-25 decembrie 1941, a avut o discuție despre 16 decembrie cu Iosif Vissarionovici Stalin, cred cu care liderul sovietic a făcut următoarea declarație. Uniunea Sovietică consideră necesară refacerea granițelor sale, așa cum au fost în 1941, în ajunul atacării URSS. Aceasta include granița sovieto-finlandeză, stabilită prin tratatul de pace dintre URSS și Finlanda, în 1940, Republicile Baltice, Basarabia și Bucovina de Nord. Sunt cuvintele lui Stalin. Eden spune că chestiunea granițelor nu a fost încă discutată de guvernul britanic, dar scopul acestei vizite, de septembrie, decembrie 1941, este de a armoniza scopurile politice ale ambelor state. În 1942, în februarie, cabinetul britanic trimite un memorandum guvernului sovietic, lui Stalin, în care se precizează solicitarea referitoare la statele baltice și în mai mică măsură, subliniez aceste trei cuvinte, în mai mică măsură la teritoriile finlandez și basarabean, nu prea concordă cu principiile expuse în Carta Atlanticului. Cartea Atlanticului prevedea libera opțiune, niciun fel de modificări teritoriale decât prin referendum, democrație. Dar, se spune în acest memorandum, nici noi, nici America, nu putem face URSS să plece de pe teritoriul ocupat de ea la sfârșitul războiului. Suntem deci în februarie 1942, războiul era în plină și îndârjită desfășurare și deja guvernul britanic, de comun acord cu guvernul Statelor Unite, declarau că nici noi, deci nici Marea Britanie, nici America, nu putem face ca URSS să plece de pe teritoriul ocupat de ea la sfârșitul războiului. Și acum o chestiune care mi-a venit citind acest text. De ce în documentele ulterioare semnate de reprezentanții sovietic
britanic și american, apare cuvântul tratat. Deci Basarabia a fost ocupată pe baza tratatului între România și Uniunea Sovietică din 28 iunie 1940. Ceea ce este un fals absolut, pentru că e limpede, guvernele de la Washington și de la Londra știau prea bine că n-a fost niciun tratat, ci au fost două note ultimative cu amenințare de ocupare a acestui teritoriu prin forța militară. În tratatul de pace, semnat la 10 februarie 1947, se folosește o expresie similară, dar nu identică. Spune că granița între România și Uniunea Sovietică se stabilește pe baza acordului sovieto-român din 28 iunie 1940. Deci odată era tratat, odată era acord. Pentru că, nu e așa, Carta Atlanticului cerea o expresie democratică, nu accepta ideea de ocupare prin forță, nu accepta ideea de dictat și atunci sigur că trebuia ca pentru istorici să rămână ideea că a fost un tratat sau un acord. Ca urmare a acestor înțelegeri survenite, deci în 1941-1942, s-a realizat o recunoaștere nu doar a pactului Molotov-Ribbentrop, cel foarte criticat de noi, pe drept cuvânt. Dar mai mult decât atât, s-a confirmat și anexarea Bucovinei de Nord și a Ținutului Herța. Ca urmare, democrația funcționează, când este vorba de mare de putere. A funcționat și funcționează. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă profesor, pentru aceste puncte. La liber ce spunea dumneavoastră la început, este impresionant volumul de documente din arhivele puțin cunoscute cititorului român. Poate greșesc eu, dar foarte multe sunt inedite, mai ales din arhivele germane, din câte am reținut eu. Ce ați spus dumneavoastră legat de atitudinea celor două mari puteri democrate, mi se pare mai mult decât elogvent. Asta, cred că ați făcut bine că ați subliniat acest lucru pentru noi. Am să-l rog, domnul profesor, universitar doctor Radu Stefan Berger. Domnule președinte, onorat prezidiu, stimată audiență, deoarece domnul profesor Ion Scurtu s-a referit în luarea sa de cuvânt asupra unei singure cărți, la o singură carte, eu mă voi referi la a doua, la care sunt și coautor împreună cu soția mea, înscriindu-se într-un ciclu dedicat personalităților făuritoare ale Marii Unii din 1918. Subiectul nostru a fost de data aceasta personalitatea lui Apostol Culea prin prisma preocupărilor care le-a avut pentru problema românilor din Basarabia. Am ales un singur aspect
al activității sale și anume cel legat de Basarabia. El a avut multiple activități în domeniul învățământului, deoarece de formație era institutor care fusese ridicat prin școala profesorilor Nicolae Iorga, Acecuza, Rădulescu Motru și mai departe prin lucru alături de Ștefan Ciobanu și de Dumitrie Bus. A fost un om cu o specializare în Italia, unde a cunoscut pedagogia italiană, mișcarea socialistă de acolo și le-a implementat și în România. Problema Basarabiei l-a interesat deosebit din tinerețe, de când, datorită unui protest al lui împotriva calității proaste a unor profesori de la școala normală din Galați, a beneficiat de o avansare. A fost numit director al unei școli din Delta, de la școala normală din Galați. A fost trecut ca director al școlii primare de la Mila 23. Și cu această ocazie a cunoscut bine lipovenii și a putut să intre în contact cu români basarabeni care veneau adeseori în Delta. A fost benefic pentru învățământ, deoarece atunci a putut să elaboreze lucrarea Învățământul despre natură, care a fost premiată de Academie datorită intervenției profesorului Ion Simionescu, academician, botanist, naturalist, așa mai departe. În anul 1912, împreună cu prietenul său de școală normală și de seminar pedagogic, Dumitru Vețoni, viitor ministru al învățământului, a organizat o excursie la Ismail. La această excursie au participat institutorii, învățătorii și profesorii din zona Brăila, Galați și din Dobrogea. Ismail, Tulcea. A fost o excursie remarcabilă, deoarece pe un vas încă mare și în bună funcțiune atunci, Tudor Vladimirescu, un vas foarte elegant, au ajuns la Ismail, unde profesorii din oraș, cel mai mare port din Delta Dunării, port rusesc din Delta Dunării, pe cel mai circulat braț al Delta Dunării, pe Tibie, profesorii de acolo, i-au întâmpinat pe cei veniți din România, cântându-le la o orchestră foarte bine organizată, cu instrumentar de la regimentele țarului, imnul regal românesc. Românii au răspuns cu cântecul unui taraf care era pe puntea vasului, intunând imnul țarului Bojemul. În această situație, românii au coborât pe țărm, au vizitat orașul, dar s-au și grăbit repede să se întoarcă, deoarece ohrana își dăduse seama de ceea ce reprezenta această vizită în realitate. Apostolul Culea a avut noroc.
a primit imediat o bursă și a plecat în Italia, unde a stat mai mult de un an de zile. A izbucnit războiul. În timpul războiului a lucrat în calitate de corespondent la Direcția Propagandei. Încă din 1917 a intrat în Basarabia. Acolo a desfășurat o activitate intensă, fiind în vechi legături cu Panhalipa, cu Pacepa, cu Ștefan Ciobanu și a lucrat apoi alături de Onisifor Ghigu, pentru că în vara anului 1917 să-l ajute pe Onisifor Ghigu să publice revista Școala Moldovenească. Au apărut numai 4 numere din această revistă a lui Onisifor Ghigu. S-a mers mai departe. A contribuit din plin la acțiunile de punere în practică a legilor care dădeau dreptul să se proclame autonomia și independența unor teritorii etnice din fostul Imperiu Țarist. Aici mă refer în primul rând la actul lui Kerensky, care în calitate de premier în septembrie 1917 a dat actul asupra drepturilor popoarelor din Rusia, urmat de coorășanul său, Vladimir Ilich Lenin, amândoi erau din același oraș, amândoi fii de profesori la același liceu, tatălui Kerensky director, tatălui Ulianov era profesor, amândoi la același liceu, amândoi avocați. Deci bine pregătiți din punctul de vedere al dreptului. Tocmai de aceea, legile date în timpul lui Lenin au fost toate bine gândite și bine structurate din punct de vedere al dreptului. Știu că am participat la o întâlnire cu italieni, tot o întâlnire pe linie de academie, și acolo Catalano mi-a pus întrebarea de ce sunt carențe în formularea dreptului civil. Și i-am spus foarte clar, pentru că cei care le-au făcut nu sunt juriști la bază. Sunt proveniți din altceva, strungar, frezor, plugar, mai știu eu ce, care au făcut meseria asta de mână moarte. E, în cazul celor doi, n-a fost aceeași situație. Și tocmai de aceea Lenin a putut să preia legea formulată de Kerensky, să o prelucreze și să dea la sfârșitul lui noiembrie, același an 1917, legea asupra dreptului popoare. Având această lege la bază, sigur că s-a putut declara în primul rând, la începutul lui decembrie 1917, Republica Democrată Moldovenească. A fost un act care l-a ajutat pe Apostol Curea și pe cei din jurul lui, în special spiritori, ca Mihail Sadoveanu, Tudorel Iacobescu, Dunăreanu, apoi Lascarov Moldoveanu și alții, să umble în căruță din sat în sat și să pledeze pentru independența Moldovei.
ianuarie 1918 se va trece la o nouă fază, la creare Republicii Slobode Democratice Moldovenești. Acest cuvânt de slobode arată foarte clar că se referă la o republică independentă. Este o formulă care, din punct de vedere juridic, are foarte mare independență. Foarte mare importanță. Este independența Moldovei. Își stabilește granițele fostei Basarabii și a ținut Ruie-Herța. Se merge mai departe aici. Se oprește acțiunea bolșevicilor care nu admit această declarație de independență. Sunt pe de o parte bolșevicii care vin din Rusia și din Ucraina. Din Ucraina vin în special de la centrul din Harkov, unde era Rakovski, atunci secundat de Mihail Morozov. Din Ucraina vin oamenii tătucului Mahno și al lui Petliura. Dar ceea ce este important, că românii reușesc să se opună. Și această opoziție vine în special de jos și este susținută de acești institutori și profesori care mergeau, încă o dată repet, cu căruța din sat în sat, convingându-i pe oameni de necesitatea unificării. Se va ajunge la formarea Sfatului Țării și la Marea Adunare de la 27 martie. Ce trebuie reținut este că aici iarăși institutorii și gruparea Apostolului Culea a fost foarte importantă. Gruparea Apostolului Culea susținută de Panhalipa și de Pacepa. De Halipa, de Pelivan, de Halipa și de Kerman Pântea. Este poate un moment de unire a acestor forțe. Este un moment de unire cu totul și cu totul deosebit. Alexandru Marghiloman, premierul României, se afla atunci la Chișinău, dar nu a participat direct la vot. A stat într-o sală alăturată, după ce s-a votat, a intrat în sală, i-a felicitat pe participanți și a transmis acest mesaj, această dorință regelui Filipilor, care printr-un decret regal a declarat. A urmat un congres al sfatului sau sovietului, soldaților și ofițerilor. Culea a participat ca observator. Apoi un alt congres al învățătorilor și profesorilor din Basarabia. Aici rolul lui Culea a fost deosebit. A participat în calitate de conservator, dar a luat și cuvântul. Și s-a trecut mai departe la hotărârea din același an, în toamnă, cam în septembrie, ca Sfatul Țării să fie și putere executivă și legislativă. Se creează un minister al învățământului,
dau denumirea modernă, în fruntea căruia e Ștefan Cioban. Îl numește în fruntea directoratului propagandei pe Apostol Curea, care la 24 noiembrie același an poate să publice revista Școala Basarabiei, deci altceva decât Școala Moldovenească, a lui Onisifor Ghibu. A lui Onisifor Ghibu a apărut numai în 4 numere. Școala Basarabiei apare până în 1940. Are merite deosebite, deoarece publică metodici de predare a alfabetului latin. Deci înlocuirea alfabetului cirilic, al care era folosit în Imperiul Țarist, cu alfabetul latin. De înlocuire a limbii ruse cu limba română. El scrie o serie de abecedare care sunt date învățătorilor obligați acum să-și reformuleze metoda de predare. Trebuie să țineți seama că este o muncă extraordinară, deoarece această masă care îi forma pe copii provenea din vechile școli normale din Imperiul Țarist. Este munca extraordinară a acestui om de a face metodici. În numeroase ediții, în fiecare an, era o altă ediție a metodicilor de predare. Baza era aici, în școala primară, de a scrie abecedare, de a scrie cărți care îi interesau pe basarabeni. Personal pot să vă spun că și acum mi-au fost cerute de la Chișinău cărțile lui. Și anume cea intitulată Atunci când moldovenii făceau de strajă pe Nistru, sau cartea lui despre cetatea Soroca, sau cărțile lui despre legătura cu biserica. Era un credincios, un mare credincios. Și a scris Atunci când Iisus mergea pe pământ. Toate aceste cărți s-au răspândit, mai ales că el a fost cel care a inițiat formarea căminelor culturale. Domnul profesor Buga îmi spunea că a crezut că acestea sunt o creație a comuniștilor. Ei, uite că n-a fost o creație a comuniștilor. Comuniștii au moștenit aceste cămine culturale. Ele erau puncte unde erau biblioteci, unde erau gramofoane cu cântece românești, unde veneau oameni și țineau conferințe. Au fost conferințele inițiate mereu de Apostol Curea. Unde a venit, de pildă, Nicolae Iorca, de nenumărate ori, unde a venit Dimitrie Gusti, unde a putut să vină Acecuza. Mă rog, sunt locuri de răspândire a culturii românești. Era o luptă extraordinară pentru că limba românească, alfabetul românesc, scrierea, citirea în limba română trebuiau impuse, dar se făcea cu multă greutate. În rândurile tineretului erau 2 instrumente care puteau fi folosite. Școala, unde rolul principal a avut Apostol Curea, și în al doilea rând armata. În tinerii făceau armată, acolo instrucția și ofițerii vorbeau numai în românește. Și atunci cei veniți în acele
regimente de instrucție erau obligați să învețe română. Sigur că în sate s-a păstrat limba română, era problema și a orașelor și a târgurilor unde trebuia păstrată această limba. În 1938 a fost terminată legea căminelor culturale. În 1939, regele Carol al II-lea a aprobat această lege, l-a decorat și, în fine, a fost trecut în fruntea fundațiilor regale. Din 1940 a fost director al fundației regale Mihai I. În această calitate de director al căminelor culturale, el reușește să organizeze în 1939 ultima mare conferință a profesorilor la Soroca, în interiorul cetății. A venit și a vorbit și Nicolae Iorga, a venit și a vorbit și Scarlat Lambrino, dar sufletul a fost apostolul. A prevăzut ceea ce se va întâmpla. Evenimentul tragic din vara anului 1940, evocat aici și de domnul profesor Scurt. Sigur că dictatul acela a fost cumplit. Unii au scăpat, au reușit să fugă. Alții, în acțiunea de eliberare a Basarabiei, s-a încercat să se repare ce se mai putea repara, prea puțin. Perioada războiului 41-44 n-a dus la rezultate prea bune. A fost o încercare extraordinară a lui Apostol. Era în fruntea fundației regale. A încercat cu ajutorul ei, prin fondurile primite de acolo, să facă ceva. 44 l-a prins bolnav, destul de obosit, cu vederea foarte mult slăbită și eu îmi aduc aminte din copilărie, era bunicul meu, îmi aduc aminte din copilărie cum în această perioadă, anilor 44-45, veneau să îl viziteze încă fruntaș basaraven, Pelivan Smochină, preotul Smochină și veneau să-i citească Lascarov Moldoveanu, Vasile Voiculescu, Mihail Sadoveanu. Sigur că primii doi sunt cu nume damnate. Își aducea aminte de foști învățători ridicați cu ajutorul lui, Dumitru Ailimpe Almaș, Ioan Nevlad, și așa mai departe. De Almaș era mândru, îl ajutase să nu plece pe front, îl înscrisese în direcția propagandei în timpul războiului. De Ioan Nevlad nu era mândru, era un conferențiar universitar, care primise acest grad didactic pentru că participase la alegerile din 47 din partea Partidului Comunist. Nu era mândru deloc. În acea perioadă a mai ținut unele conferințe, a scris articole și a primit o propunere din partea Partidului Comunist să scoată o revistă pentru învățători și profesori. A refuzat sub motiv că nu mai vedea bine și nu mai putea lucra. E, în familie a mărturisit că nu vroia să se angajeze alături de unii care răpiseră Basarabia.
boala a fost necruțătoare cu el. În 1947-47 i s-a accentuat boala de ochi. Prietenii veneau mai des la el, atâta cât au mai putut să vie, căci unora dintre ei încă din această perioadă li s-a acordat de către stat casă și masă gratuit. Și n-au mai putut vedea, în cazul lui Dimitrie Țolă. 1948, boala a devenit cumplită, a trebuit să se interneze în spital și a murit în martie 49. Auzind despre moartea lui, Mihail Sadoveanu a telefonat și a rugat să nu fie rostite discursuri în momentul oficierii ceremoniei funerare. S-a respectat această cerere, a fost înmormântat la cimitirul Sfântului. A rămas ca una din marile personalități ale învățământului românesc, de ridicare a satului, de ridicare a lumii prin institutori, a ștergerii deosebirii dintre institutori și învățători, de creare a unui nou mod de creare și a unor abecedare cu totul deosebite pentru învățământul primar de la noi din țară și, dacă vreți, a creat unei rețele de școli. Uite, atunci s-au găsit bani pentru construirea de școli, pentru modernizarea învățământului și pentru ridicarea unei intelectualități cu totul deosebite. Să nu se uite că el a avut un rol deosebit de important și pentru Dobrogea, pe care îl voi releva în altă lucrare special, acum era numai problema bastonatii, și în oarecare măsură pentru Transilvania. Era considerat un democrat. Îmi aduc aminte că la un moment dat, în copilărie, am fost cu el în vizită la o salină la Ocnele Mari. Acolo lucrau niște deținuți politici. La un moment dat, unul dintre ei a cerut să vorbească cu domnul Culea. Și l-a întrebat Ghidu, dacă cum să nu vorbesc. Era unul dintre deținuții politici. N-aș putea să vă spun ce coloratură avea, dar știu că au vorbit și au schimbat toate lucrurile. Mie, în calitate de copil, mă interesa mai mult expoziția de jucării făcute de deținuții de la Ocnele. Era o chestiune mai specială. În orice caz, rămâne una din marile personalități în lumea Basarabiei, recunoscută ca atare și datorită interesului arătat în ultimul timp de istorici basarabeni, Gheorghe Negru, Ioan Negrei, mă rog, Valeriu Matei, pentru a-i cunoaște și a-i publica. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, profesor, că mi l-ați apropiat pe apostolul Culea, cred că puțină lume din sală îl cunoaște. L-ați adus foarte aproape și cu foarte multă căldură, explicată și de faptul că a fost bunicul noastră despre mama. Mulțumesc foarte mult, vă rog pe doamna profesoară Olteanu. Da, mulțumesc! Ne întoarcem la Basarabia și destinul ei secret. Pot să vă spun, sigur, experiența mea a venit în primul rând ca traducător și a unei mari părți din aceste documente, deci după autor am fost prima care am văzut toată cartea. Și a fost o experiență cutremurătoare.
dar și ca persoană care se preocupă îndeaproape de istoria Rusiei și mai ales de perioada, să spunem așa, regimului totalitar, regimului sovietic. Aș putea spune că, sigur, ceea ce excelența sa, Vasile Sturza, a făcut în partea introductivă a lucrării, este un fel de rezumat. Este o istorie pe scurt care atinge principalele chestiuni legate de Basarabia în istoricul ei, în devenirea ei până în zilele noastre și ok pentru lucrurile care sunt în continuă desfășurare, pentru că situația Basarabiei nu e lămurită până la capăt nici în prezent, am putea spune. Aș avea de spus, deci, actualitate, legat de actualitate, am văzut săptămâna trecută un interviu cu ambasadorul Federației Ruse la București, cu excelența sa, Alex Malginov, care, fiind întrebat de Alex Cumpănașu cum se discută, ce se întâmplă cu problema tezaurului, normal, pentru că este strânsă legătură și domnul Vasile Sturza menționează chiar și acest lucru în studiul introductiv, a spus că este o chestiune extrem de complexă, pe care sigur că grupul de istorici încearcă în întâlnirile nu foarte dese, dar în fine, existente, democratice, care există, nu? Să o soluționeze. Dacă ne uităm la declarațiile la cald, care se dă de-a lungul timpului, nu? Tezaurul a fost adesea condiționat de ridicarea mâinilor românești de deasupra Basarabiei. Și atunci, sigur, chestiunea este și simplă, este și complexă. E complexă în măsura în care unii nu înțeleg că trebuie să facă pasul înapoi și atunci deja lucrurile se complică. Ce m-a impresionat în această carte? O carte care este utilă nu numai pentru cei care nu știu foarte multe lucruri despre Basarabia și documentele referitoare la istoricul ei. Este în egală măsură utilă, așa cum a spus și profesorul Ioan Scurtu, utilă, extrem de utilă pentru specialiști, pentru că e vorba de materiale de arhivă la care nu se ajunge chiar așa de ușor, și din spațiul rusesc, dar și din spațiul german. Deci este o lucrare fundamentală din acest punct de vedere, care va fi folosită, sunt sigură, multă vreme de acum înainte, mai ales atunci când vrem să discutăm nu numai despre Basarabia, dar și despre atmosfera, relațiile diplomatice, politice, să spunem, din cel de-al doilea război mondial. De ce? Pentru că sunt foarte interesante aici scrisorile oficiale, cele ale misiunilor diplomatice, discuțiile dintre aliați în cele două tabere beligerante, vedem exact interesele care mână pe unii pe alții să ia partea, să se manifeste activ, să susțină pe cineva sau, din potrivă, să nu susțină, să se retragă, nu? De multe ori sunt interese pur economice care animă aceste chestiuni și atunci este un protest care vine din partea cititorului neavizat, nu? Care spune de ce pentru, eu știu, zicem noi, niște petroli, niște insule, nu? Poți să negi, să spunem, să ștergi de pe hartă sau să anantizezi un popor întreg, o grupă întreagă etnică și așa mai departe. Și totuși lucrul acesta, așa de nedrepte, așa cum spunea tot profesorul Scurtu, se rezolvă democratic pentru țările mari democratice, nu? Pentru ceilalți se produc, se întâmplă așa tacit, de regulă în spatele unor documente secrete, unor anexe care nu au fost date publicității sau chiar dacă au fost date, pentru că multe dintre aceste protocoale au apărut în spațiu german, cu toate acestea, sigur, interdicția asupra lor sau publicării lor, traducerii lor în alte părți a fost una foarte puternică. Cartea e cutremurătoare prin toate aceste mărturii, prin această indiferență care se regăsește la nivelul țărilor puternice, țărilor care iau decizii și care sunt implacabile și nu pot fi impresionate de niciun fel de argument de ce fel am dorit noi când se iau asemenea decizii. Cartea este foarte dură din acest punct de vedere. Ne arată că, într-adevăr, discutăm de chestiuni de oameni foarte mari aici și nu ne jucăm, să spunem așa, foarte ușor. Dar, cu toate acestea, este bine de văzut, normal, care este poziția unora dintre cei care s-au implicat. E interesantă de fiecare poziția românească, ambasadorilor români, care au transmis toate aceste mesaje, cum să spun, cumplite, care au venit dinspre Moscova sau dinspre Germania, sau dinspre aliații lor, nu în calitate de intermediari, demnitatea acestora și, sigur, situația fără ieșire în care statul român, de-a lungul timpului, în această perioadă,
a fost spus. Practic nu sunt foarte multe lucruri de spus. Ce iarăși vi se pare că este important, așa cum sigur s-a discutat și se discută și despre situația actuală din, sau pusă în corelație cu situația actuală din Crimea și din Ucraina, nu? Și situația Basarabiei este în continuare una în curs de dezvoltare, în curs de desfășurare. Manipulările care au loc la nivelul opiniei publice și dintr-o parte și din alta, interesele geostrategice care nu sunt nestinse, să spunem, în continuare, fac ca, într-adevăr, această chestiune, în pofida aflării prezent, nu, a unui statut de independență din partea Moldovei, totuși să discutăm de un statut care încă și încă este amenințat și pus sub semnul întrebării, deși lucrurile par mai mult decât evidente, deși se discută și de aderare la structurile Uniunii Europene și așa mai departe. Oricum, cartea este, deci vă spun, o carte nu numai despre trecut, pentru că este clar că documentele prezentate cronologic ne arată diversele momente importante din trecut. E o carte foarte actuală și e o carte în felul acesta despre prezent. Și în care trebuie să ne gândim că, sigur, în mod asemănător, cum s-a întâmplat și acum 100 de ani, sau mai puține decenii, să spunem, s-au tranșat niște lucruri, poate că, la fel, în spatele ușilor închise, se întâmplă și tranșează problemele actuale și în zilele noastre. Altele sunt interesele, să spunem, cele care guvernează anumite decizii, și altele sunt faptele istorice, documentele istorice, evidențele istorice pe care le avem. Vreau să-i mulțumesc, v-am spus, în momentul în care am tradus foarte multe dintre pagini, mai ales cele referitoare la decizia de anexare a Basarabiei și apoi, bineînțeles, și a Bucoviei de Nord, în care, sigur, că Rusia nu avea chiar niciun fel de motivație, niciun interes nu s-o facă. Apoi, când a fost... Da, dar motivație... Da, în sensul acesta, de motivație. Apoi, când a fost vorba de pagini referitoare la dictat, nu? Sunt în momente în care, pentru cineva, chiar dacă nu este implicat politic și oricum, fie ca cetățean român, ești foarte, foarte afectat de ce citești acolo, când vezi indiferența totală, lipsa de clipire din partea celor care au deciziile, care nu se gândesc că, trasând cu creionul colorat de o culoare sau alta așa pe hartă, granițele noi, de fapt, lasă populații într-o parte și în alta, populații care au fost împreună. Deci sunt foarte multe momente, zic eu, și impresionante în această carte și, de fapt, este o lecție care trebuie să fie cunoscută bine de toată lumea. Totuși, e trecutul nostru, e prezentul nostru și, cine știe, și viitorul nostru trebuie să fie tot împreună. Mulțumesc! Rog pe domnul doctorul Constantin. Doamnelor și domnilor, stimați domni profesori, sunt extrem de onorat și mă bucur pentru că am ocazia să vorbesc în legătură cu lansarea două cărți, într-un context destul de efervescent, a spune, legat de o perioadă specială, cumva, în întâmpinarea centenarului Marii Unii din 2018. Eu am fost de curând și la Chișinău și am luat, să spun așa, un contact viu, direct de acolo, în legătură cu starea de spirit existentă în deosebire mediile intelectualității umaniste din Moldova. Și o să spun că am rămas impresionat în legătură cu anumite manifestări, anumite puncte de vedere, anumite opinii și o stare de spirit care s-a exprimat în cadrul unor manifestări, precum Congresul Diasporei Unioniste, care a avut loc acolo, care a reunit, aș spune, o anumită parte a elitei intelectuale tineretului basarabean, care se află acum în Occident, și unde s-au prezentat puncte de vedere extrem de interesante în legătură cu beneficiile, cu perspectiva și avantajele unei posibile reunificări a Republicii Moldova cu România într-un context previzibil în următorii ani, într-un orizont de timp previzibil. Sigur, cartea... Eu am citit ambele cărți pentru că sunt preocupat de tematică și m-aș exprima în legătură cu verificare modistică. Deci, cartea domnului ambasador Sturla este copleșitoare, în primul rând, pe intensitatea și diversitatea informațiilor,
bogăția, aș spune fără precedent în ultima perioadă, de informații, documentare, de arhivă și diversitatea surselor de care au provenit aceste date, este evident că este rodul al unei activități sistematice a unui om care a avut atât accesul instituțional cumva și preocuparea constantă de a aduna asemenea lucruri pentru fundamentarea unor adevăruri istorice, dar în același timp și juridice legate de destinul, de problematica Basarabiei și a, să spunem, poziționării ei în contextul mai larg general românesc. Sunt atâtea date foarte importante, care au fost deja semnate de către domnul profesor Scurtu, îndeosebit pe segmentul de timp 39-44-45. Sunt acele informații de provenite din arhivele germane, din arhivele fostului KGB, instituțiilor speciale sovietice. Referitoare, așa mă amintesc câteva, sunt anchetele care au fost făcute cu înalții demnitari ai celor de-al treilea Reich, cu Clodius, cu Alfred Gerstenberg, cu Dr. Gauss, de exemplu, șeful Serviciului de relații, de relații juridice sau din cadrul Auswärtigesamt de la Berlin, în preajma care pun în lumină foarte multe detalii, foarte multe lucruri interesante în legătură cu preliminariile încheierii și acordului de neagresiune, tratatul de neagresiune 20 august 1939, lucruri mai puțin cunoscute până acum și care arată, de fapt, ce anume, care au fost motivațiile apropierii între două forțe totalitare, Germania hitleristă și Uniunea Sovietică, în acel context. Apoi, sunt alte documente, cele al lui Weizsäcker, de exemplu, al lui Joachim von Ribbentrop, care arată, cele al lui Molotov, Maisky, celelalte ale demnitarilor sovietici, care arată gradual cum s-au degradat raporturile sovieto-germane după 40, în contextul în care a fost ocupate țările baltice, în conflictul cu Finlanda și, desigur, și chestiunea Bucovinei, cu care efectiv, prin cererea întregii Bucovine, inițial, de către Uniunea Sovietică, a nemulțumit cel de-al treilea Reich și deja au intervenit o răceală considerabilă, sigur, până la moment s-a ajuns la chestiunea cunoscută, la o formă de compromis prin raptul doar asupra precedentului la Bucovine. Sunt foarte multe lucruri care mă fac deja să mă gândesc că o lucrare precum România, Marile Puteri și Luna Basarabiei, cunoscută pe care am susținut pe cateză de doctorat în urmă cu 29 de ani, ar putea fi reeditată folosind, evident, și informațiile noi apărute în această carte și, sigur, și alte surse. Și zic că este foarte venită, foarte bine venită în perspectiva martirii centenarului Marii Uniri. Am citit cu mare interes și cealaltă carte. Acum vreau să mai fac încă o precizare. În lucrarea domnului ambasador Suiza, pur și simplu am constatat lucruri totul deosebite. Dacă e să ne referim numai la ultimul document, cel din august 2015, și chiar aș avea și o rugăminte să spun, poate ne relatează contextul în care a fost desecretizat, pentru că este un document realmente interesant, cu o mare implicație și o mare reverberație actuală, fiind vorba de o serie de, să spunem, scenarii de strategii de negociere în actualul context geopolitic și diplomatic, regional și internațional, în chestiunea unui posibil acord cu Ucraina de Chișinău și Ucraina, care merge efectiv până la ideea unui schimb de teritorii. Sigur, sunt lucruri foarte greu de rezolvat, sunt lucruri complicate, dar faptul că există asemenea preocupări este extrem de relevant pentru, să spunem, perspectiva și pentru preocuparea, pentru efortul factorilor politico-diplomatici din Moldova în legătură cu aceste chestiuni. Cartea domnului profesor Bergati este sigur de factură diferită. Eu am citit-o cu mare interes. Aici arată, prin profilul pe care îl conturează învățătorului patriot din Sudici, de Ialomița, Apostol Culea, și cu o mare devoțiune față de această personalitate, având în vedere și filiația familială, sigur, dar și cu documentele extrem de interesante pe care le-a adus acum în atenția cititorului,
arată un lucru foarte interesant. În primul rând, este vorba de faptul că Marea Unire de 1918 a fost rezultatul a efortului și acțiunii conjugate a tuturor românilor din toate provinciile istorice. Deci aici e vorba de implicarea unui învățător, patriot ialomnițean, din Sudici, în Basarabia, atât înainte de 1918, prin colaborarea cu Gazeta Basarabia, cu cuvântul moldovenesc, în 1913. Mai târziu, până în momentele tumultoase din 1917-1918. Și sigur, eu despre multe lucruri știam, cumva, din cercetarea biografiilor celorlalți corifei cu care domnia s-a arătat că s-a aflat într-o relație foarte apropiată, Pantelimon Halipa, Ion Pelivan, German Puntea, dar aici, sigur, a trebuit arătat tocmai această idee că Marea Unire a fost rezultatul acțiunii întregii românități, în întregul spațiu românesc. Aici trebuie să amintim, desigur, și pe implicarea lui Ion Nistor, a lui George Tofan, a lui Ion Nisifor Chibu, în Basarabia, și altor români din Regat sau din celelalte provincii, care s-au unit în 1918 cu patria mamă. Este, sigur, sunt elemente extrem de interesante privind rolul pe care l-a avut în cadrul Directoratului General, Guvernul Provizoriu din Basarabia, de format în 1918. Apoi, relația apropiată care a avut-o cu Nicolae Iorga, cu oamenii politici și mari intelectuali din vechiul regat. Și în același timp sunt puse în evidență și, sigur, rolul pe care aceste mari personalități l-au avut la Marea Unire de 1918. Cred că asemenea lucrări sunt extrem de bine venite de zbaterii generale și stări de, să spunem, de emulație și de interes care ar trebui să existe în perspectiva apropiatei aniversări, aș spune, a Marei Unii, care a fost un eveniment de o instrumentare excepțională, a fost unul poate dintre cele mai importante momente din istoria națională. Eu țin să-i felicit pe ambii membri, și atât pe domnul Zuza, pentru că a reușit o asemenea performanță să ne ofere un instrumentar documentar de excepție pentru exegeze științifice viitoare, cât și pe domnul profesor Radu Ștefan Bergadi și doamna Cristina Bergadi, sigur, și domnul profesor, cei care au concurat la elaborarea acestei lucrări referitoare la Apostol Cole. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnul Zanică, ați adus în discuție ambele lucrări, ați avut și avantajul de a avea cartea. Am să rog acum pe domnul doctor Ioan Popa. Distinși participanți, mult stimate domnule Stursa, mult stimate domnule ambasador. Încep cu o relatare cu întâmplarea domnului Stursa de acum câțiva ani când era ambasador la Moscova și când a semnat o adresă către președintele Putin, către administrația președintelui și a doua zi secretara președintelui sună la ambasadă. Gospodin Stursa, da? Noastră a semnat adresa asta? Da. Păi știi ce a scris, stimate domnule președinte? Așa e protocolul, e o chestiune de respect. Deci, tocmai fiindcă e chestiune de respect, altădată să scrieți mult stimate domnule președinte. Așa că de atunci am reținut și eu și foarte uzuală și de mult respect această formulă. S-au spus multe lucruri interesante aici, am să punctez și eu câteva lucruri din perspectiva a unui sociolog, mai mult decât a unui istoric, eu sunt de formație sociolog. Este vorba de, și mă refer la cartea domnului Stursa, pentru că asta am citit-o cealaltă, voi citi, voi spune părerea. Este o carte de documente remarcabilă și prin acest fapt devine și o carte document, un instrument indispensabil pentru cercetările pentru cercetătorii care se ocupă de problema Basarabiei și, în general, a zonei noastre. Este, cum s-a spus aici, rezultatul unei munci îndelungate, pasionate. Sigur, aici, pe copertă, cititorul poate să ia cunoștință despre domnul Stursa, pe scurt, este jurist, fost ministru, fost ambasador,
mulți ani, foarte mulți ani, a fost reprezentantul președintelui Republicii Moldova pentru negocierile privind Transnistria. Deci a fost în miezul evenimentelor, încă este în miezul evenimentelor, și a cunoscut direct aceste fațete ale problemei. Și din această perspectivă, deci domnul Sturza este istoric. Domnul Sturza este un militant, așa, pe terenul diplomației și al politicii și care a simțit nevoia, tocmai izbindu-se de foarte multe lacune în care există și în cadrul negocierilor și, în general, în conștiința publică referitor la diferite evenimente care au marcat istoria dramatică a Basarabiei. Aș mai vrea să spun despre domnul Sturza că face parte din, este descendentul unei ilustre familii Sturza. În România a apărut în 1995 o carte excelentă semnată de domnul Dorin Mantei, redactorul șef de la magazin istoric, împreună cu fostul redactor șef, redactor Cristian Popișteanu, se cheamă Sturzești. Este un volum prefasat de domnul academician Berindei, care face un istoric al acestei familii. Și primul Sturza, așa mai cunoscut, este boierul Calistrat Sturza, care s-a născut la Iași și care în 1792, deci după ce Ecaterina ajunsese la Nistru, Rusia, el a plecat cu familia la Moscova, unde a primit moșii. Unul din acest Calistrat Sturza a fost primul guvernator civil al Basarabiei în 1812-1913. Unul din fiii acestui Calistrat Sturza a fost Alexandru Sturza și din această filieră l-aș înscrie pe domnul Vasile Sturza, sigur în alte epoci istorice. Alexandru Sturza născut la Iași în 1791 și educat în Rusia, a ajuns un alt funcționar în Ministerul de Externe al Imperiului Țarist, în timpul lui Alexandru I. A fost prieten și coleg cu Capodistria, Ion Capodistria, primul președinte al Greciei, care va deveni primul președinte al Greciei, dar întâi lucra în Ministerul Federației Ruse, Ministerul de Externe, al cabinetului împăratului Alexandru I. A participat Alexandru Sturza, mare filozof, diplomat, istoric, lingvist, o formație multilaterală. Cărțile lui au apărut la Paris în câteva volume, au apărut postum în 1858-1861. Foarte puțin cunoscut în România, destul de bine cunoscut la Chișinău și mai bine oricum decât la noi. Acest Sturza a participat la congresele de la Viena și de la Paris în 1815. Era autorul textelor pe care le-a semnat Alexandru I și când s-au pus bazele Sfintei Alianțe. Deci, pe scurt, ca să nu deviem subiectul, este vorba de o familie cu mari tradiții istorice și cu reverberații în istoria României și a zonei acestea, Basarabia și spre Rusia. Câteva puncte aș vrea și eu să rețin din carte, că altfel aici sunt dezbateri pentru un semestru la universitate, luate capitol cu capitol. Pe undeva, la fotografiile acelea care sunt extrase de care vorbea și domnul profesor Scurtu, este o pagină care ne face cu ochiul așa dosarul KGB de ancheta lui Ion Antonescu. Sigur, este incitant. Mai știam despre acest dosar. Domnul Sturza a avut posibilitatea să-l studieze, dar atât, fără să-l copieze. Poate că acest dosar ar trebui să fie în copie și în România. Deci, din păcate, o parte din documentele de acolo au fost date de Serviciul Federal de Securitate, FSB-ul, descendent din sau cel care gestionează acum documentele secrete ale serviciilor, într-o colaborare cu Muzeul Holocaustului din Washington cu domnul Ioanid, Radu Ioanid, și a apărut acea carte, Lotul Antonescu în ancheta SMERSH.
Eu vreau să vă spun că un prieten care a murit de curând, evreu din Iași, care a devenit cetățean sovietic pentru că l-au prins evenimentele în 1940 la Chișinău, el era cu familia acolo în administrația românească, era student al lui Nicolae Iorga la București, dar în vară, când a fost după pact și după ultimatum, l-au prins evenimentele acolo și a devenit, fără voia lui, cetățean sovietic. El a citit foarte mult, citise foarte mult, domnul Stuclar și aduce aminte, este vorba de domnul Magdar, Teodor Magdar, fost șef al comunității evreiești din România, din Moldova. Citise foarte mult, din dosarul acela, unele piese au circulat, chiar în timpul RSS, deci nu e chiar așa secretizat acolo. Și știa foarte multe lucruri pe care bine a relatat și când a citit cartea scoasă de Ioanid cu ancheta smesă, a spus, bine, eu sunt aici, sunt lucruri pe care Antonescu nu le-ar fi spus niciodată. Deci, dacă nu avem documentul copia, să nască aceste speculații și poate fi manipulat. În plus, cred că și într-un actuală istorici, să spunem, sau cine sunt responsabil pentru aceste documente din Federația Rusă, e o chestiune pentru că în Federația Rusă chiar s-au desecretizat foarte multe documente interesante din timpul războiului. Ori acesta ar fi un gest chiar de prietenie față de noi, pentru că aparține numai acest dosar, nu numai învingătorilor, ci și memoriei poporului român. Și e bine să știm și noi direct ce... Dosarul, să știți că se află la Arhivele Naționale de România, au fost aduse pe baza acordului pe care l-am semnat eu în aprilie 1992, sub formă de microfilme. Pentru că o altă arhivă, arhiva guvernării Antonescu, originalele, după ce au fost la Moscova, au ajuns la Chișinău și tot domnul Magdar s-a oferit să începeni să faceți copii după ea. Oricum, interpretarea documentelor de anchetă este o altă problemă, chiar, dar nu intrăm în amănunte acum. Mai sunt două documente acolo care fac cu ochiul de asemenea. Este vorba de facsimilul acela semnat cu federalizarea Moldovei, semnat de domnul Voronin și Smirnov. Acolo trebuie poate domnul Sturza să o note, pentru că totuși, deși fusese semnat parafat, când urma să fie date semnăturile finale, președintele Voronin, totuși, a respins și nu s-a mai realizat vizita președintelui Putin la Chișinău, când urmau să fie încheiat definitiv. În legătură cu ultimul document, pe care domnul Sturza l-a desecretizat și l-a pus cu o eventuală soluție, cu schimbul de teritorii, din câte știu eu, deci oricum nu este rezultatul unui vis așa într-o noapte al domnului Sturza și a doua zi a pus pe hârtie către domnul președinte Timofti. Este o vorba de niște discuții care au avut loc în prealabil cu câțiva ani în urmă, chiar cu ucrainienii, probabil că știu și cei de la Moscova, știu și cei din America, știu și din România, aceste lucruri, dar problema este mai complicată și rămâne sigur de discutat. Nu. Deci aici punctul cheie al cărții se învârte în jurul pactului Ribbentrop-Molotov. Un pact care în Occident, chiar și în Occident, apare literatura acum mult mai dezvoltată față de ce a fost până acum. Și chiar citeam de unez o istorie scrisă în engleză excepțională, în care își făcea un fel de autocritică și asta a fost până acum tratat ca o notă de subsol, un document între altele, pactul de neagresiune și pactul adițional secret. De fapt, a fost cheia și cel care a declanșat, care a stat la baza declanșării celui de-al doilea război mondial, iar consecințele, unele din ele, se resimt foarte grav și astăzi și sunt nerezolvate. S-au făcut progrese foarte mari în relatarea și interpretarea evenimentelor din anii respectivi,
în țările baltice, în Polonia, asta și autorii din țările respective, dar și din Occident. Din păcate, problemele românești, problemele Basarabiei, Bucovinei, Zuzului, Gărța, sunt mai puțin prezente. Și asta poate și din vina noastră, că nu reușim să facem cunoscute mai bine urmările acestui pact. Vreau să mai spun că atunci când a fost procesul de la Nuremberg, la care domnul Sturz a face din când în când trimite, sigur, procesul a fost organizat pentru criminalii de război naziști. Era un proces organizat de învingători, limitat strict la naziști, liderii naziști. Totuși, comparând o parte din acuzații și crimele pentru care sunt învinuiți liderii naziști, cel puțin până în 1941, până la atacarea URSS, foarte multe sunt comparabile și asemănătoare cu ceea ce a făcut URSS în timpul Stalin. Deci, care se pretau și pot fi calificate drept crime de război. E vorba de deportări, de ultimatumurile Germaniei către Austria sau Cehoslovacia au fost calificate la proces ca fapte deosebit de grave, incompatibile cu dreptul internațional. Ultimaturile sovietice ce au fost? După aceea, marile deportări care au urmat până în 1941, până la atacarea când se invocă dreptul la autoapărare. Deci e vorba de crime de război care sunt similare cu multe privințe cu cele ale Germaniei. De fapt, judecătorul Jackson, american, când s-a terminat procesul, a spus undeva. Și domnilor, sigur, am judecat aici pe liderii de război naziști. Dar războiul, în orice parte ar fi și indiferent cine l-a declanșat, este o crimă. Și mai devreme sau mai târziu, el ar trebui să găsească judecat. Ei, o carte ca aceasta este o sprijin pentru a judeca mai bine ceea ce s-a întâmplat. Deci este vorba, încă o dată, de o carte document. Este o carte care se adresează cercetătorilor, în primul rând. Deci nu e o carte, după părerea mea, pentru cultura de masă. Pentru cultura de masă, ea este un instrument ca cercetătorii, istorici, alți cu preocupări în domeniu, să o folosească ca bază de documentare și să continue activitatea aceasta de promovare a adevărului istoric. Aș, tocmai din punctul ăsta de vedere, aș sugera, aș ruga editorii ca la o ediție viitoare, care sunt convins că va fi, pentru că e o carte de durată, asta intră deja în patrimoniul documentelor pe problema Basarabiei, un sumar mai dezvoltat la documentele incluse, 2-3 pagini cu înșiruirea documentelor, este preușurarea cercetătorului, ca să, altfel trebuie să citești pagină cu pagină ca să... Deci, încă 3-4 pagini cu menționarea documentelor și poate și un index de nume care iarăși ușurează pentru unii cercetători. În concluzie, pentru că lucrarea se referă, sigur, la perioada cea mai dramatică și mai apropiată de noi, de la Unire până la pierderea Basarabiei pentru începutul Războiului Mondial al II-lea. Un document, dar problema Basarabiei, sigur, începe de mult și au mai... Ea, în 40 a fost victima unui dictat. Dar și în 1812, tot un dictat a fost până la urmă. A fost dictat între Rusia și Turcia. Și fără să întrebe, fără să consulte populația autohtonă. Un dictat a fost și la 1878 la Berlin, la Congres. Când noi, aliați cu Rusia și învingători în război împotriva turcilor, suntem nevoiți să cedăm sudul Basarabiei până. Ei bine, comparând toate aceste perioade, sunt foarte ilustrative așa cum s-au întâmplat, ce documente au stat la bază. Domnul profesor Scurtu de
tratat și cum a fost cu ultimatumul considerat tratat. În 1877 noi am semnat cu Rusia pentru trecerea trupelor rusești spre Bulgaria, am semnat o convenție care are valoare de tratat, în care erau pe puncte de recunoaște Imperiul Țarist, recunoaște integritatea României, ordinea de stat. După războiul victorios împreună, n-au mai recunoscut și au luat sub dictat Basarabia, sudul Basarabiei. Mi se pare cel mai... Da, mi se pare cel mai potrivit să închei despre cartea domnului Stursa cu o expresie folosită de Ion Brădianu la Congresul de la Berlin, când a fost admis să pledeze pentru drepturile României asupra Basarabiei. Și a spus așa în concluzie. Așadar, nu poate nimeni nici cu istoria în mână, nici cu harta în mână, nici cu tratatele în mână, să spună că Basarabia nu este românească. Cartea aceasta a domnului Sturza, cam asta vreau să spun. Dacă îmi permiteți să răspund la început, eu iau cuvântul în calitate de basarabean. Mă cheamă Alexandru Budișteanu și să știți că așa m-a chemat și înainte, nu se pune problema, dar cum te chema înainte? Deci, și un lucru foarte important este că am trecut prin, sau exact, istoria trece prin basarabeni și nu basarabeni prin istorie. Te trezești aruncat de acolo până acolo. Și având 87 de ani, asta o spun ca să știți, să vă puteți da seama care sunt evenimentele din punct de vedere temporal prin care am trecut, fiind născut atunci, în 1928 și având în prezent, având în prezent 87 de ani. Am apreciat foarte mult cele două cărți care au fost lansate astăzi, pentru că împreună tratează problema noastră, relația noastră cu Basarabia, sunt foarte importante pentru cine se apleacă asupra acestei probleme și eu consider că un român normal nu poate să ignore prezența Basarabiei. Deci, felicit pe cei care au contribuit, au realizat aceste cărți, s-au prezentat, aș zice ceva de cum destul de complet, care sunt meritele lor și aș vrea să spun următorul lucru. Referindu-mă la perioada aceasta a unirii Basarabiei cu România, care erau antecedentele? Tatăl meu a fost născut în satul Căinar, baștena lui Alexe Mateevici. Și el îmi povestea niște lucruri care sunt niște confirmări ale îngrozitoare rusificări care avea loc în Basarabia. Poate că nu știți, că nu exista nicio biserică în Basarabia în care serviciul divin să nu se facă în limba rusă. Nu exista nicio școală, începând cu cele primare, în care învățătura să nu se facă în limba rusă. Deci nu exista altă modalitate de a deveni, știu eu, intelectual sau, mă rog, să spunem, om cu studii, sau să te închidă Dumnezeu decât în limba rusă. Asta a avut o importanță extraordinară. Iată și motivele unei rusificări extraordinare. Se ducea omul la biserică, preotul vorbea cu el în limba rusă, el trebuia să se înțeleagă și el să spună ceva, și după aceea, dacă se ducea la școală, poate tânărul elevul, acolo îl găsea pe același preot care era de data aceasta și învățător. În sfârșit, în această situație s-a pus foarte acut problema aceasta în 1917, când au apărut niște posibilități de afirmare a populației locale moldovenești. Din fericire, populația n-a renunțat niciodată la acest apelativ și se considerau altceva decât ruși sau decât ucraineni. Și în această situație, lucrurile au avut o importanță deosebită, pentru că în această Basarabie care dăduse semne în sfârșit datorită schimbărilor care se produseseră în Rusia țaristă și la Moscova, se punea problema ca în sfârșit niște naționalități să poată să-și spune cuvântul, să se afirme. În această situație a fost foarte important și în consens cu ce gândeau intelectuale de frunte din România să se producă o mare de contact nemijlocit cu cei de acolo și aici este iată meritul unor persoane ca apostolul Culea, care s-a dus acolo și care au contribuit la această
românizare a Basarabiei, explicându-se, spunând anumite lucruri care poate și n-au chiar mare somn recunoscut pentru cei care nu erau niște intelectuali de mare calitate. Și deci, și plus s-a mai pus și problema aceasta europenizării populației Basarabiei ca atare. Și acest lucru se explică foarte frumos cum s-a realizat și, într-adevăr, meritele celor care au mers acolo împreună cu alți români de dincoace de Prut, mai mult să vorbim despre Savoreanu, despre, mă rog, o serie de personalități de acest fel, care au contribuit la această accentuare a caracterului național al populației de acolo, pe linia, să spunem așa, corectă. În sfârșit, în timp lucrurile au evoluat așa cum știți, dar eu aș vrea să mai spun un lucru. Noi nu avem, aș zice, dreptul ca să nu ne gândim în mod automat la ce se întâmplă acum. Există pericolul de a ne concentra în detaliu ce meriteau sau ne meriteau cei care au acționat în trecut. Dar să nu uităm nicio clipă, că marea miză este în ceea ce se întâmplă la ora actuală acolo. Să nu uităm că la Chișinău există o puternică mișcare în acest sens, s-a creat satul popular 2, lucrurile sunt în plină evoluție. Să mi-aș permite să spun că, având în vedere că interesele sunt destul de ample și de grave, contează foarte mult ce se întâmplă. Eu aș spune pe scurt că acolo sunt trei forțe. Este o forță pro-rusă care se manifestă ca atare, de exemplu în orașul Mărbăț, unde rusificarea este cumplită, o forță care gândește corect de vorba de cei care sunt cu Udirea și o terță forță care încearcă o anumită independență pe bază de comerț și niște avantaje pentru Uniunea Europeană, deci care se încerce să obțină niște avantaje pentru ei însuși. Eu spun doar atâta, atenție la ce se întâmplă acum peste Prut. Nu putem să lăsăm lucrurile diferente, pentru că în final există o evoluție pozitivă a istoriei în care eu cred și la care trebuie să contribuim. Mulțumesc, Bărbășa. Acum, încerc mii de scuze, că nu e regulă. Am început mai târziu. Foarte scurt reprezentantul Iesturii, dar după aceea să-i dăm cuvântul domnului. Mulțumesc, domnule Boga, voi fi într-adevăr foarte scurt, n-am nevoie. Mulțumesc Iesturii pentru că a organizat această dezbatere, că șansare nu e. Mulțumesc domnului Sturza că a făcut efortul de a veni aici, de a fi prezent aici și că a avut încredere în noi să-i publicăm această carte. Mulțumesc Antoanete Olteanu care a tradus bună parte din carte împreună cu domnul Chircă și cu și cu alți colaboratori. Vreau să vă spun că mai mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul aici. Mulțumesc domnului profesor Scurtu pentru bunele cuvinte la adresa fotografiilor, pozelor. Și vreau să vă spun că pe mine din toată cartea asta un petic de hârtie m-a interesat. M-a îngrozit și mi-a arătat tigelul între trei. Este petucul de hârtie pe care sunt împărțite între Churchill și Stalin, de fapt invers, între Stalin și Churchill, zonele de influență. O găsiți aici. Nu are importanță cât revine cui, ci are importanță pentru a ne arăta că noi degeaba stăm aici să discutăm, indiferent ce am discutat noi, chiar și un ceas, chiar și două, chiar și trei, lucrurile se decid în altă parte. Mulțumesc foarte mult dumneavoastră că ați venit. Onorată asistență, stimați prieteni, eu sunt onorat fiind împreună cu dumneavoastră, dar ceea ce vreau în deoseb să subliniez, încercând să înțeleg responsabilitatea mea fiind împreună cu dumneavoastră. Fiindcă dumneavoastră sunteți, majoritatea sunteți specialiști care știți foarte, foarte bine istoria, de aceea ar fi riscant să faci niște concluzii care
ar putea fi apreciate altfel. Eu nu aș vrea să vorbesc despre conținut. Este un... O respectare. Este o culegere și o lucrare făcută de mine foarte simplu. A fost făcută o adunate documente. Este o culegere de documente selectate din mai multe sau foarte multe arhive și de la început trebuie spus că astea sunt documente numai care sunt desecretizate și care pot fi citite, cunoscute de către noi toți. Eu vreau să aduc în primul rând mulțumiri celor care au fost traducătorii, oameni din redacții, editurii, care au făcut un lucru enorm și foarte calitativ. Pentru, după mine, această culegere de documente este adresată, în primul rând, pentru cititorul simplu, nu numai pentru oamenii de cercetători, fiindcă eu nu sunt cercetător, ci științific și nu am făcut nimic alte concluzii. Este o carte foarte utilă, va fi pentru studenți, pentru începătorii de la ministerele de externe, în primul rând, diplomați, vor putea învăța niște lucruri care nu le vezi nicăieri. Asta cum se pregătește un memorandum, o telegramă diplomatică, o informație de la ambasade, cum sunt puse accentele și dacă le divizezi sau le împarți în documente scrise de diplomații din Moscova, din Berlin, de la București, înțelegi care este gândirea și cum apreciază același eveniment din mai multe puncte de vedere. Sunt câteva documente, mă refer la discuțiile Molotov-Hitler, Ribbentrop-Molotov, Stalin, Churchill, care sunt din două adrese, din mai multe arhive, aceleași evenimente. Și când le citești pe unul și pe altul, înțelegi într-adevăr atmosfera acestor evenimente și care sunt accentele și interesele fiecarei părți. Sigur că este o culegere care poate fi utilă și pentru militari și pentru oameni din alte servicii care înțeleg cum erau analizată situația, cum era făcută niște evaluări și pentru, de ce nu, pentru politicienii care ar trebui să înțeleagă niște lucruri. Eu, fiind martor ocular la mai multe evenimente în acest timp, începând la 90, până în prezent, sigur că eram obligat să spun niște lucruri un pic altfel decât le spune toată lumea. Exista riscul de a
a pleca în, de la adevăr, asta este important, cel mai important. De aceea, aprecierea documentelor în prima parte a cărții este una scurtă, nu este atât de ca volum. La început exista ideea în general să nu existe, să nu fie acest comentariu, să fie numai documentele aduse în arhivă. Pentru oameni de știință, oamenii istoricieni știu un adevăr. Cu regret, istoria o fac unii, dar o scriu alții. Și atunci când ea nu este scrisă de lumea care face istorie, atunci există riscul de a spune niște lucruri altfel. Deci am vrut ca istoria țării mele să nu o scrie Dodon, Căciuc, nu știu cine, dar să fie spusă de oameni întregători care fac istorie, și asta doar este un apel către cercetători, pentru oamenii care lucrează în acest domeniu, să continue, să studieze, fiindcă există încă foarte, foarte multe documente care nu au putut fi incluse în această culegere din simplu motiv că este a fi fost prea mare ca volum. Și imposibil. Domnul doctor profesor Scurt a făcut o enumerare a arhivelor din care au fost selectate documentele. Există și altă parte, stimați prieteni, ce n-a fost, nu este în această culegere, sunt memoriile și amintirile participanților la aceste evenimente. Glosarul personalităților care măcar o dată sau într-un document au rostit cuvântul Basarabia și a făcut un document cu o apreciere, este foarte, foarte mare, sunt peste câteva sute de personalități și în marea majoritate a lor, cei care au trecut anul 45 și procesul Nuremberg, marea majoritate a lor au memorie la aceste evenimente. Asta este, sunt niște nu publicații, sunt documente care dau răspuns la foarte, foarte multe întrebări care ne frământă pe noi toți. Încă o dată vreau să vă mulțumesc mult pentru invitația de astăzi, să vă doresc dumneavoastră succese și la conținut și numai la conținut sunt sigur că vom mai vorbi când începe. Sunt obligat, vă mulțumesc foarte mult, domnul ministru. Cred că am putea sta seara să vorbim foarte mult, să scoatem în evidență documente extrem de interesante. Eu am găsit acolo explicație, vorbeam despre tragedia de la Fântâna Albă. În acest volum găsiți răspunsul, Stalin știa, îi raportase Hrușciov despre acest lucru în anul 41. Și n-am înțeles, e un document de la Cancelarea Reichului, o mărturisire a lui Hitler, că în lumea aceasta suntem doar trei persoane, eu, Stalin și Mussolini. Mussolini nu contează, dar eu și Stalin. Și ce soartă rezerva Uniunii Sovietice Hitler, referindu-se la soarta Poloniei, și asta era pe 29 august 39, deci cu zile de semnarea pactului Molotov-Ribbentrop. Nu știu ce anturaj a făcut această declarație Hitler, dar este de un cinism nemai întâlnit. S-ar putea să vorbim foarte mult. Demnul meu este luat cartea pentru că este fundamental pentru cei care studiază istoria Basarabiei, istoria României, istoria Uniunii Sovietice. Vă fericit de toată inima, domnul ministru, și ați dat de înțeles că mai aveți. Ați vorbit despre câteva studii de personalități.
sunt convins că mai aveți, sigur, în măsura în care acest lucru este posibil. Că fără asta nu vom fi în stare să descifrăm foarte multe din lucrurile care ne preocupă. Am să dau cuvântul domnului Mihai Cojocaru. A dorit să vorbească, dar l-am rugat să mai aștepte puțin să vorbească un pic. Nu trebuie să. Am voce destul de puternică. Poate vă înregistrează cineva. Domnule ministru, sigur înregistrează. Mă bucur. Hai să facem o că particip la această treabă. Sunt membru al Consiliului Științific al Institutului. Sunt basarabean. Și mă aflu în România din 1940, deci când aveam 4 ani și jumătate. 70% din familia mea, din partea tatălui, au văzut drumul Siberiei. Eu aș vrea să spun, legat de subiectul care, și cartea dumneavoastră, și ce a făcut cealaltă a lui Apostol Culea, ca temă principală este unirea României. Și aș vrea să fac o critică asupra politicii românești. A pierdut 2 momente de unire. Primul, când s-a făcut unificarea Germaniei federale cu Germania democrată, atunci trebuia categoric să se facă unirea și a României cu Basarabia, pentru că eram în contextul aceluiași document internațional. Și a doua, când în fruntea statului sovietic a fost un cap foarte luminat, Mihail Gorbaciov, când s-a dezintegrat Uniunea Sovietică, atunci trebuia automat să se facă unirea României cu Basarabia. De reținut, în 1918, când s-a făcut România Mare, a fost în momentul când Rusia era la pământ, după Revoluție. Al doilea moment a fost când s-a făcut Comunitatea Statelor Independente și când în fruntea statului sovietic era un om cu viziuni foarte, foarte largi și democratice. S-a pierdut. Să sperăm că vom trăi un eveniment ca acesta, poate imediat după 100 de ani din decembrie 2016, 18, când se va face sărbătorirea Marii Unii. Și vreau să închei cu o glumă. La una din emisiunile regretatului George Pruteanu, un ascultător îl întreabă, care era de fapt acolo: domnule Pruteanu, dacă România avea granița la Nistru, vă chema Nistreanu? Și el a răspuns: poate că da. Vă mulțumesc. Totul din respect față de asistență, dacă aveți depus o întrebare domnului ministru Sturza sau domnului profesor Vergate, dacă să nu spună cineva că nu, chiar dacă am depășit puțin timpul, n-am oferit această posibilitate. Dacă nu, nu-mi rămâne decât să vă invităm să serviți tratație modestă, dar înainte de asta să mulțumesc din toată inima domnului ministru pentru faptul că v-ați deplasat până la București. A meritat, vreau să vă spun, chiar dacă vremea v-a fost potrivnică, cum ați spus că ploaie vă trebuie și dumneavoastră, ne trebuie și nouă. Să-i mulțumesc domnului profesor Vergati, să le mulțumesc domnilor Scurtu, domnului Constantin, doamne profesor Porteanu, domnului Popa, editurii, pentru că ați potrivit totuși la reușita acestei manifestări științifice. Potrivit tradiției, noi informăm despre următoarea manifestare, data de 6 mai, rugăminte, știu că e după Paște, poate unii își vor face un Paște prelungit, vom avea o dezbatere legată de independența Lituaniei cu participarea Ambasadei Lituaniei la București și Asociației de Studii Baltice și Nordice. Deci asta pe data de
6 mai, iar pe 11 mai va fi lansarea unui volum scos la Corint, tradus de doamna profesoară Volteanu, Evgenia Ginsburg, Destin împotriva vântului, jurnalul. Însă vă invităm de pe acum, o să și postăm pe site. Vă mulțumim foarte mult și vă rog să se vizionăm.